Suntem din nou în studiourile postului de televiziune N24+. Iată aberațiile justiției medievale. Am văzut cât de discreționar era aplicat actul justițiar și în continuare vom vedea multe alte aspecte interesante care astăzi nouă ne par niște ciudățenii, dar ar trebui să ne gândim că acei oameni din acele epoci trăiau sub o teroare absolută. Eu nu spun ciudățenii, eu spun că unele chiar sunt valabile și astăzi. Vorbeam înainte de pauza publicitară despre convoi. Da? În secolele 15, 16, 17 era obligatoriu când trec călăreții regelui sau coloana oficială, toată lumea să pună capul în pământ, da? Se bătea în scut în loc de girofar. Astăzi se trece cu girofarul și am dat un exemplu de pauză, au fost uite câte cazuri. Când un om simplu din popor cu mașina stătea, nu știu, mai rău în intersecție și a fost lovit de către una dintre mașinile de pază ale demnitarului respectiv. Omul a fost condamnat. Pentru că, conform legislației noastre de astăzi, a atentat la viața tovarășului senator, tovarășului deputat. Asta se întâmpla și atunci. Dacă ridicai privirea din pământ, aducea ofensă autorității, era să-ți ia capul pe loc. Am spus chiar, la fel ca și organele de represiune de astăzi, din epoca modernă. Și pe vremuri își băteau joc de oameni. Rămânea câte un cavaler, doi în urma coloanei, ca să aștepte, că se făcea pârtie. Să aștepte să vadă cine ridică capul mai devreme din mulțime. Și totdeauna găseau 3, 4, 5 nevinovați care se ridicau că și să-și vadă de treburi sau că treceau prin târg să-și păzească marfa. Gata, a trecut coloana. Era vinovat și era condamnat la moarte pentru treaba asta. Asta este în Parsalia. A treia lege este ascultarea deplină. Deci trebuie să asculți și să nu vorbești. Și ce trebuie să asculți trebuie să pui în practică instantaneu. Autoritatea are voie să-ți dea orice fel de ordin. Orice fel de ordin. Iar ordinele aberante la un moment dat sunt considerate ca fiind de efect maxim pozitiv pentru întreaga cetate și pentru întreaga autoritate. Exemplificator. Exemplificator. Bun, hai să-ți dau câteva exemple la chestia asta. De exemplu, un negustor îi se confiscă marfa. Pur și simplu. Îi se confiscă marfa dându-se vina pe faptul că are o plângere că marfa ar fi stricată. Da? Dacă comentezi, mori. Îi se confiscă marfa mai multor negustori și se spune că cetatea are nevoie, pentru că primește niște oaspe străini, da? De o masă foarte bogată să nu se facă de râs cetatea și nu știu cum. Dacă comentezi, mori. Se ajung până la aberații în care femeia este luată de lângă tine din patul tău, da? Pentru plăcerea nu știu cărei monsenior, de fapt, și îi se spune că va fi interogată în legătură cu o chestiune care ține de siguranța statului. Adică ea când a fost femeia ta în târg ieri, nu, n-a fost, spune ăla. Da, la alteri, n-a fost. Da, la ăsta la alteri, da, a fost. E, vezi, atunci când a fost, a văzut o bătrână care a luat un măr, l-a frecat nu știu cum de pe o teșghea și bătrâna este urmărită pentru vrăjitorie. Femeia ta trebuie să devină, să fie interogată. Și stătea câte o săptămână, două cu monsenior până să certa de, să sătura de ea și trebuia înapoi acasă. Dacă bărbatul întreba ce ți-a făcut monsenior respectiv, păi m-a violat. Și l-ar fi spus lucrul ăsta, erau condamnați la moarte amândoi. Pentru că inclusiv acel lucru s-a făcut pentru, în interesul statului, din rațiuni de stat. Și iată că așa apare tot într-o lucrare medievală, a trebuit să o vezi, și e chiar uzată, adică a fost folosită, deși a fost folosită stare, din greu, da, într-o stare perfectă. Așa, celebra Hortus Pastorum. Aici sunt toate lucrurile sacre, să zic așa. Printre lucrurile sacre se dau interpretări inclusiv la astfel de aberații. Și este la fel o lucrare care apare în... am vorbit despre anul 1580, prima ediție, ți-am prezentat-o și 1630, a doua ediție, care este nouă, dar este mult mai rea decât prima ediție. Da, este o îmbunătățire în sensul rău, foarte bine folosit termenul ăsta, îmbunătățirea în sensul rău. Adică devine deja o aberație de la un început până la sfârșit. Este permis absolut orice. Sigur că există excepții și acum am să vorbesc, că lumea așteaptă, dumne, totuși, avem nevoie de eroi și de haiduci, chiar și în epoca noastră modernă, dar justițiari. Bun. La adulter, femeia era condamnată, chiar dacă nu era vinovată, că nu se dovedea adulterul.
sau se dovedea acolo la cazne, adică o violau toți cei călăii și depuneau mărturie nescrisă în fața judecătorului că da, femeia în timp ce era interogată s-a dat la noi și chiar, stimate domnule judecător, ne-a luat mințile și nu spunea, ne-am violat-o și am petrecut toți cu ea rând pe rând. Călăii nu erau de vină, pentru că au fost atrași de această vrăjitoare. Iată adulterina. Și era arsă pe rug. Deci erau aberații complet. O astfel de chestie se întâmplă în Franța la începutul secolului XVI, când o tânără superbă care era primise moștenire un han și ținea un han, așa, este logodită cu forța de către monsenior pentru a pune mâna probabil pe acea proprietate cu unul dintre slujitorii lui. Logodită cu forța. Ea nu-l iubește și nu vrea să audă de ăla, dar n-are să facă. Monsenior este un tip foarte crud, este undeva în zona Lyonului, se petrece acțiunea, este căsătorită, să zicem, ad sacramento, fără voia ei și în lipsa ei, prin puterea decizională a monsenierului și a bisericii, se trezește că vine un tip cocoșat, bătrân, urât și foarte crud, că era un fel de ăsta de slujbaș, ăsta de demonic al monsenierului, se ocupa toate treburile murdare. Așa, el a pus ochii pe frumusețea asta de femeie. Și vine să-și ia în posesiune proprietatea, pentru că femeia nu putea să fie proprietară. Scurt. Deci, odată măritată, toate proprietățile de ce pe mâna bărbatului. Dacă bărbatul de gonat de acasă, nu mai plecai cu nimic. Deci era o aiureală făcută, toată legea. Ea însă este îndrăgostită și probabil și el a fost îndrăgostit de ea, de celebru un cavaler care se numea Armand de Guy, un mare spadasin. Auzindu-se în târg și ajungând la urechea monseniorului că această frumusețe de femeie ar avea nu o relație, ci o simpatie pentru cineva, un cavaler, o condamnă la moarte și cu ocazia asta intră și hanul cu terenurile și nu știu ce, prin proprietatea lui, că servitorul era sclav, nu era proprietar el, era servitorul lui. De servitor, primind o moștenire prin căsătorie, devine a monseniorului. Sigur, este conată să-i se taie capul în piața publică când apare Armand de Guy împreună cu roșese cavaleri. Tipul ăsta nu știe de glumă și de lege. În primul rând îl omoară pe judecător, în fața mulțimii și pe călăi. Soldații monseniorului, vreo 30-40 la număr, încearcă ca să îl lichideze pe el și pe cei câțiva cavaleri. Sunt atât de buni în arme, ei nu sunt soldații monseniorului respectiv al zonei, al micului regat. Ăștia sunt mercenari de profesie, de elită. De fapt, cărțile din perioada respectivă spun de Armand de Guy că putea să țină față singur tuturor, nu fără cei 4-5 prieteni cu care venise, că erau mult mai răi decât ei și mai cruzi. Deci ăștia încep să măcelărească soldații, că erau în piață, în timp ce Armand de Guy se urcă pe eșafot, îi salvează iubita și face poată plebea că este lașă, lașilor, cretinilor și așa mai departe, vom uita soarta. Păi trebuie să fiți puși la muncă, ca vitele, dacă niște imbecili ca ăștia vă conduc și voi lăsați călcați și aruncați cu ouă și cu roșii stricate în femeia mea, în frumusețea asta, pentru că cocoșatul ăla de nu știu ce, și apoi se îndreaptă cu sabia către, că era în fața castelului și încep către monsenior respectiv și spune, acum vin după tine. Și textul în real, în poveste, este, îți voi tăia testiculele, așa, și ți le voi prăji la foc mic și am să le mănânc cu camarazii mei. Și se va ține de cuvânt. Problema este că mulțimea, știi cum este plebea, văzând măcelul de acolo și faptul că Armand de Guy reușește să îi învingă pe soldații respectiv și chiar intră acum să spargă poarta cetății, că ea se închide acolo, mulțimea năvălește și va intra în cetate. Bineînțeles, și va arunca pe monsenior sus din turn, în timp ce vor jefui toată ce s-a lege praful de tot. Legenda lui Armand de Guy, bine, arde cetatea. Deci arzând cetatea, își adau foc, fac nenorocire. Va arde și hanul, va arde și tot, în sfârșit. Se spune că acest cavaler a plecat cu iubita lui, uitând de han, uitând de proprietăți, uitând de absolut tot. Și conform legii este considerat persoana non grata pe tot în teritoriul Imperiului Franței, că era imperiu. Regele însuși primește o depeșă din partea unui complex de judecată, știi, tipea care purtau așa peruci, nu știu cum, prin care spun că acest cavaler este o persoană demonică și așa mai departe și ce. Regele începe să râdă. Zice, monsenior, rămâne celebră chestia asta. Uitați cum e.
Dați voi decret că Armand de Ghiui este persoană non grata și că este persoană demonică, semnați decretul, e o poruncă. Și cu semnătura voastră am să-l pun în fiecare piață. Și până mă așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ăștia s-au speriat că știau că Armand de Ghiui e în stare să vină după fiecare pe rând. Deci spuseți, dacă cumva un complet de judecată, indiferent cât de